Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, un videoclip de Ultimate Team aici cu noul promo Golazo, Team 1 s-a băgat până acum Team 1, unde sunt foarte, foarte mulți jucători, puteți să-i vedeți aici și astăzi facem un pack, mega pack, am acolo 17 pachete bune și abia aștept să le deschid. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de să zicem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine să băgați și obiective, cât și SBC-uri și să vorbim și despre Vini, cardul Vini, cardul lui Aloiran, la obiective avem niște carduri interesante. E bine, și la obiective s-a băgat destul de multe chestii, vedem aici că s-a băgat, ok, Golazo, Robin Van Persie, un card foarte interesant aici, l-am văzut adineori, cu un shooting destul de bun, pace, ok, dribbling, merge, un card totuși free, deci, na, playstyle-uri sunt bune, finish e bun, technical e bun, rapid, flare, first touch, trivela, chiar arată destul de bine cardul ăsta, merită încercat, mai ales că gratis, eu o să fac unul pentru, na, XP. Mai departe avem aici Golazo Goal Hunter, care l-am și completat, o să luăm aici toate pachetele, că, na, sunt cam multe, și o să le stângem acolo ca să le deschidem, trebuie să dați 60 de goluri. Mai avem Golazo Goal Mastery, care e aici la Rivals, ok, l-am văzut și pe ăsta, însă, da, ăsta e mai greu, mai dificil, 200 de goluri la Rivals, durează, și mai avem aici Golazo Extravagance Cup, care îți dă Peter Crouch, care mi se pare destul de bun. Cardul ăsta mai zic că a apărut o evoluție și poți să luați la evoluția aia. Și să fiu sincer, la evoluția aia chiar arată destul de bine, evoluat. Evoluat arată destul de ok. Însă da, merită să-l faci clar acest jucător. Oricum ai nevoie de XP, pachetele sunt bune și pachetul la final de un 87 plus 4, deci de ce nu. La SBC vedem aici că s-a băgat Vini, un card Player of the Month. Card interesant aici, Vini. Cardul lui Gold e de 89, cardul ăsta este mai interesant, că este 91, are niște playstyle-uri destul de interesante, Trivela Plus cu Quickstep Plus, First Touch cu Rapid Flare, Chip Shot și Finish Shot. Arată destul de bine și la stats-uri, ia să vedem, da. Da, nu e ce știi, nu e ce știi ce. Adică pace-ul, da, e aproape maxat, dar rest shooting-ul e foarte, foarte slab. Pentru că cardul 91 e cam slab. Și shooting-ul și passing-ul și dribbling-ul, să fiu sincer, nu e ce știi ce. Prea se merită. Și cât costă? Ia să vedem, un 85, 86, 87, 87, 87, 88, 80, un 88, ok, 88, 89 și 90, ok, cam scump. Scump cu 90-ul acolo, foarte scump. E bine, s-a mai băgat și Hero Aloiran, Golazo, un card care, să fiu sincer, arată mai bine decât Vini, pentru că are shooting mai bun, passing mai bun și cred că e și mai ieftin oricum. Finish at W aici, chiar e foarte bun, cu Rapid Plus, bine, 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 playstyle-ul ăsta, și cu Quick Step, Incisive Pass cu Tiki-Taka, ok, merge. 5 stele skimmers, ok, și poziții cam Rettinger Stacker M. Bă, să fiți sincer, ăsta chiar arată ok, ia să vedem ce trebuie să facem. 85, 86, 87, 87, 88, 89. E, da, da, ăsta eu zic că merită. Merită așa și așa, e așa și așa. Oricum, o să vedem, am văzut cam ce poate să pice din pachete și să mai acolo încă un Aloiran care este interesant. Însă, na, acum depinde și de norocul nostru. Văd că s-a cam buguit aici. What? S-a glitchit rău de tot. What? Mamă, cum arată? E clar, e clar. E-sports, it's in the game. E bine, am intrat din nou că, na, s-a buguit și a trebuit să-i termin în joc. Înainte să zicem la pachete, pentru că am foarte, foarte multe pachete, 30 și o să mai vreau să mai fac pe lângă ele. Vreau să vă arăt puțin echipa mea, să vedeți, să-mi spuneți ce părere aveți, pentru că mi-a sperat destul de ok. Mi-a picat aici Eder Militao, care atunci când mi-a picat costa 700k, acum nu știu cât e, tot pe acolo, ok, tot pe acolo. Mi-a picat efectiv dintr-un 84-5, am văzut că e carte genul, i-am dat skip, pentru că de obicei mă așteptam să pice altceva și când am văzut după aia că Eder Militao, m-am surprins așa puțin, pentru că nici nu știam cât de bun e. Și acum când am văzut cât de bun e, l-am și folosit, am jucat câteva meciuri cu el, 9 meciuri, e chiar e destul de bun. Mi-a picat și Pires, care, să fiu sincer, m-a uimit, chiar se mișcă și totul bine și mă mir că e așa de ieftin. E undeva la sub 100 sau puțin mai mult decât 100, 100.000. Deci mă mir că e așa de ieftin, chiar mi se pare destul de bun acolo, îmi place foarte mult finesse shot-ul ăsta plus, e foarte, foarte bun. Trickster, îmi place să mă joc cu el, chiar e foarte, foarte șmecher. Acrobatic, îl așa foarte mult, Trivela, e bun, Quickstep, nu știu, chiar bun cardul ăsta. Mai ales că mi-a picat și varianta cu 5 stele skill-ul. L-am făcut desigur și pe Machelele aici, pentru că na, avea nevoie de forță acolo în mijloc. Rolf a crescut pe la 93 și e o bestie, o bestie de jucător, această jucătoare. Și l-am făcut aici desigur și pe James, că am văzut că
Da, e mai bun decât Cafu. Să fiu sincer, am jucat câteva meciuri, cred 14 meciuri și da, este mai bun. Adică dacă vezi aici, 8 asisturi, da? 8 asisturi în 14 meciuri. Cafu, din păcate, a trecut pe bancă aici, nicio problemă. Și pe bancă mai am aici câteva carduri interesante, câteva evoluții aici de vreau să le fac. Însă, să spuneți în comentarii ce părere aveți de echipa mea și ce ar trebui să mai schimb. Bine, acum depinde și ce picați. E bine, pentru că am vorbit cam despre toate chestiile de s-au băgat și avem aici toți jucătorii care ne poate pica. Sincer, aș vrea un craft de la ăla. Doar un mic craft, adică nu cred că e cel mai unul. E bine, am 30 de pachete, 30 de pachete foarte, foarte bune. Eu zic că o să pice ceva foarte bun. Obiectivul de astăzi este să pice un golazo. Nu contează care golazo, trebuie să pice un golazo. Însă o să începem cu astea 80+, 80+, ori 10, 80+, 81+, ori 11 și să vedem ce ne pică. Hai să începem cu state ori 10, să vedem ce pică și avem aici, ok, un gold, ok, cam un Odegaard, ok, este Odegaard în primul pachet, hai să vedem că avem un double lockout, este un double lockout, nu este, ok, și clubul meu e cam gol, nu am uitat să vă arăt, dar e cam gol, adică totul o să intre. Mai departe un 80+, ori 5, haideți să vedem ce pică din acest pachet, ok, Italia, KDM, Georgia, are card KDM? Da, ok. Și în spate e nimic interesant. Mai departe un 80+, ori 5. Hai să vedem ce pică aici. Și Orban, nu? Orban, ok. Spate, ok, nimic interesant în spate. Haide, vreau să pice ceva bun. Uite, o să începem cu unde e ăla de 11. Uite, mai avea încă un de 10. Hai să vedem, hai. Vreau ceva, să văd animația. Vreau să văd animația. Brazilia, KB, este Gabriel. Nu este Thiago Silva. Mai departe 81, ori 11. Let's go, hai. Haide, vreau ce am unde aici, ok, KDM, ok, este fată, ce fată, Scott, de 84, am înțeles. Mai departe, hai să continuăm cu un 81+, 2, haide, vreau animația, nu este, francez, striker, opa, Paris, vreau de la celălalt Paris, și vreau să-i Mbappe, ok, hai să vedem ce overall are, 83. Mai departe, încă un 81+, ori 2. Hai să vedem. Come on, vreau cea bun. Oh, Turcia. KM, Çalhanoğlu? Ok, Çalhanoğlu. Hai să vedem mai departe un 81, ori 2. Tot la fel mai avem câteva. Haide, come on, vreau animația, mă. De ce nu picăm animația? Este NSR, nu? Da, este NSR. Hai, mai avem încă unul. Let's go, hai. Come on, vreau cea bun. Haide. Ok, Portugalia, KDM. Ruben Neves. Ar trebui să fie Ruben Neves. 84 parcare. Haideți să deschidem și un 80+, ori 3. Poate fi că cea de aici interesant. Brazilia, KM, Bruno Guimaraes, nu? Da, este singurul, adică de știu. Mai e și Joe Linton, da, ok, Joe Linton. Hai să vedem un 83 de data asta, 83 ori 2. Come on, haide mă, dăm animația aia. Deci obiectivul este să ne pice un golazo de la. Deci este Gundogan, nu? Da, este Gundogan. Mai departe încă un 83+, ori 2. Haideți să vedem, come on. Germania, KB, ok, este Sule. Este Sule de 84. Oh, este Hummels, mai rău, ok. Încă un 83+, ori 2. Haide mă, vreau animația, mă, let's go. Unde și mie animația? Cine e, Jorginho? Ok, mi-a picat iar Jorginho. Mai departe mai avem încă un 83+, ori 3. Foarte multe obiective am. Ok, aici e Botman. Foarte multe obiective am făcut și de la Rivals. Foarte multe pachete am pe aici. Însă o să mergem cu un 83+, ori 5. Hai, let's go. Haide, zic, un golazo, haide mă. Ok, ok, este Berbeto, cum îl chema? Berbatov, așa, că nu-mi vedea. Berbatov și are, e ok, este un jucător în spate, let's go, haide mă. Este, cine este? Ok, Francescoli. O să mă înjurați în comentarii, că nu știu să le pronunț numele. E bine, într-un singur pachet prindem doi jucători foarte interesanti. Și să fiu sincer, jucătorul s-a uitat la el și chiar mi-a plăcut cum arată interesant. Însă, se putea mai bine. Și cardul ăsta, bă, ce zic, chiar e bun. Deci ne-am îndeplinit obiectivele până acum, așa avem și uniform, am uitat de el. Ne-a picat ba chiar doi dintr-o singur pachet. Bravo, bine-s. Mai departe, din asta 83+, ori 5, am văzut că pică, dar data asta nu vrea. Hai să vedem tot ce e, este Marquinhos. Am Gabriel pe bune. A zis și cum merga Marquinhos. Mai departe avem, deci a trece la 84. Hai, let's go, 84, ok, este uniform. Ok. Ok, hai să vedem ce formăm. Deci e overall și are 70-85, ok. Și în spate, l-avem double gate, wow. Ok, nu o să-i dăm că, o să bagă, o să bagă la OSBC acum. Ok, mai departe, un 84+, ori 5. Mă, că uite, mamă, câte 84 ori, 4 mai mult pe aici, haide să-i schimbe pe astea. Haide, come on, haide mă, mai vreau încă unul. Ok, Anglia, right back, Arnold.
Ok, Arnold. Puteam să mă uit dacă mai era ceva în spate, dar hai să vedem totuși. Mai era? Nu mai era, ok. Mai departe, încă un 84 plus ori 4. Come on, hai mă, mai dăm un dâ la mă. Pa, mă. Sau au expirat? No. No. Hai mă, back to back, mă, pe bune. Hai, data să dăm ceva în spate. Ok, mea cea în spate este... Oh, Hergenberg. Bun. Vede, mai departe, mai avem încă un 84 ori 4. Hai, come on. Hai mă, de ce îmi dă? Hai să vedem ce totuși aici este... Ok, Lautaro? Lautaro, let's go. Și în spate, hai să vedem ce e în spate. Dăm ceva bun în spate. Hai mă, nu fi singur. Te rog eu. Ah, e singur. E bine, și deja intrăm la alea grele. Mai avem aici 84-5. Hai să vedem la astea. 84 plus ori 5. Hai. Ha, mă, nu-i posibil, cine îmi pică. Ok, este... Cine este? Cancelo? Cancelo, nu? Da, este ok, este Cancelo. Și în spate, nimic. Mai departe încă un 84-5. Hai mă, vreau roșu. Ah, mi arată și mie un roșu. Ok, este iar... Ok, nu, este bronz. Este bronz. Și în spate, ha, mă, cea bună în spate. Ok, îl așteptăm. Îl așteptăm, avem răbdare. Ha, mă, vii. Harry Kane! Harry Kane, let's go, dar mai am o dată. Mai departe, haideți să vedem că mai avem aici niște rare mega pack-uri. Haideți să vedem, avem două la număr, let's go, haide. Ah, nimic, bă, nimic. Haideți să vedem tot cine este Spania. Laporte? Laporte, trebuie să fie de 85. Cred că are 85, da. Hai să extindem și acest rare mega pack și... Ok, uniform. Bun, foarte bun. Ah, e același. E același, nu? Da, e același în form. Și în spate, ok, absolut nimic. E bine, mai avem aici două pachete 84 plus ori 5. Hai să-i schimb și pe astea două. Come on, mă, vreau un roșu, mă, vreau să văd un roșu. Dar data asta vedem doar cine. Ok, e fată, dar mă știu. Ok, 86 cu cine? Cu Renard, ok. Mai departe, același pachet. Hai, mă, roșu. Nu, mă, nu vrea. Nu vrea, gata, s-a oprit. De doi mi-a picat și mie, ok, ăsta e Ramsdale, nu? Ramsdale, parcă. A, nu, hai că Ramsdale. Era aproape. Wow, un 85, mi-a picat un 85, nu pot să cred. Hai să vedem un 85, un singur jucător 85, cam an. Da, mă așteptam. Este, cine este? Este Alaba? Da, este Alaba. Apare mai am încă 284-5, știu că am făcut câteva. Așa că, hai să mai scriu încă unul, let's go. Right back, no, orice ar fi, l-am deja. Ce-mi pică, nu mai era right back. Ok, și în spate, nu, no, am dat skip. Din greșeală. Ok, nu era absolut nimic în spate oricum. Ok, mai departe avem încă un 84-5. Haide, suntem pe la ultimele pachete. No, aveți de încă un roșu. Ok, este, cine este? Pedri? Da, Pedri cu cine? Este cu De Ligt, ok. What? A picat în spate! Francescoli, ok, a picat o dată acest jucător. Însă e cam trist că, da, e duplicate. Vreau și eu cea nou. E bine, asta este, să-l bag la un SBC și cam are. E bine, l-a băgat repede la un alt SBC și ne-am rămas pachetele interesante, alea bune. Avem aici două pachete de 85x3, un pachet de 85x2 și un pachet de 83x20. De aici, dacă nu pică... E clar. Ok, haideți să schimbăm acest pachet 85x2. Hai, haide, vreau un roșu, vreau un roșu. Haide, mă, pe bune, nu-mi dăm roșu. Ok, cine este? Este... Habar n-am cine este. Oh, ok. Și în spate? Hai să vedem. Și este Donnarumma de 87. Cam puțin, cam puțin. Oh, am uitat de pachetul ăsta. Mai avem încă un pachet aici, 85x4. Ok, până l-am văzut. Hai să vedem, un 85x3? Haide, mă. Come on. Iar nu este. Este Modric. Ok, este primul care Modric. Și în spate, hai să vedem în spate cine este. Animația lungă. E direct Modric. Aoleu, bă, pe bune. Mamă, ce pachet. Ok. Ok, da, ok. Ok, ok. Sunt de acord. Sunt total de acord. Doi în form și Modric. Sunt de acord. E bine, am scăpat de Modric și ne-am rămas trei pachete interesante. Hai să vedem încă un 83, încă un 85x3. Hai să vedem. Și come on. Hai, mă, este. Ok, este bronz, l-avem deja. Și în spate, hai, în spate este... Wow, este singura. Te rog, dăm iar doi în form. Te rog. Aolo, bă, toți am, bă. E bine, am scăpat de acele carduri și ne-am rămas două pachete foarte, foarte bune. O să începem cu acest 85x4. Hai, vreau un roșu, come on, un roșu. Bă, nu pot să cred. Ok, Modric, pe care îl mai avem deja. Hai să vedem în spate, hai. Deci dacă nu dă nimic în spate, cel mai... Troll, ce mai e, ok. Putea să-mi dar un 85 și cam mai era. Hai să zice în spate. Este ok, Casemiro. Interesant. Hai să-mi poate pică ceva în spate, pentru că de obicei... Da, asta nimic nu ne pică. Opa, înapoi. E bine, mai avem un singur pachet foarte, foarte bun, așa că haide să-i dăm. 83x20. Vreau roșu. Nu pot să cred. De ce nu-mi dă roșu? Când am Kimmich. Ok, overall mare Kimmich. 89, 88, da? Hai să-i dăm în spate, ce? Ha, uimește-mă. Vreau cea bună în spate. Come on.
Haide, te aștept. Ok, Courtois de 90. Da, ok, și în spate, hai să ne poate nici știi, avem roșu în spate. Avem doar 3 double gates care nu avem ceea ce vrei. E bine, ca să încheiem videoclipul, o să deschid un 1 din 4, 80 plus, Winter Wildcard versus sau Totti Honorable Moments. Așa că hai să vedem ce ne pică. Come on, let's go. Și... come on, deja bun. Oh, Nkunku, ok, Nkunku. Bă, Nkunku, în cât de știu, e bun. Cred că e cea bună aici. O să luăm clar pe Nkunku. Și chiar sunt curios cât costă. Ia să vedem. Costă 2... da, nu mai costă. Costa. Înainte costa. Acum nu mai costă nimic. E bine, și cam acestea au fost toate pachetele. Până la urmă ne-au picat 2 jucători interesanți, însă nu așa de buni. La restul pachetelor ne-a picat absolut nimic, din păcate, însă... na, cam asta este. Sper că a plăcut urmărind acest videoclip. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângeți cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte. Pa, pa, pa.